Am început cântarea cu acest refren frumos în care am spus că inima noastră i-o dăm lui Dumnezeu, inima noastră, cu inima noastră îi dăm mulțumire lui Dumnezeu. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 51. E practic și motoul bisericii noastre și să citim câteva cuvinte de la versetul 10. De la versetul 9, să citim și versetul 9, spune în felul următor: întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. Și versetul 10 spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh statornic și nou, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci, spune David, voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele să ne ajute Dumnezeu. Și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Și versetul 17, să fiți foarte atenți că este un cuvânt al lui Dumnezeu atât de plăcut. Spune versetul 17, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită, mâhnită, supărată, amărâtă, plină de nenorocire, plină de greutate. Tu nu o disprețuiești. Slăvit să fie Domnul nostru. Amin. Haideți să închidem ochii noștri și în dimineața aceasta să proclamăm numele Domnului în mijlocul nostru și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o inimă bună, să zidească în noi o inimă curată, o inimă sinceră, o inimă care să laude pe Dumnezeu, o inimă care să-i mulțumească la Dumnezeu, o inimă care să fie plăcută lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ne rugăm, Domnului, închidem ochii noștri. Amin. Așa cum spuneam și cum spunea și cântarea,
ne dorim să venim cu inimile noastre înaintea lui Dumnezeu. Acum, noi când ne gândim la, când pronunțăm cuvântul inimă, sigur că ne gândim în, pe două căi, da? Ne gândim la inima ca și aparat, ca și organ musculos, ca și aparat care pompează sângele în trupul nostru, în corpul nostru, și ne gândim la inimă ca și la partea interioară și spirituală a noastră. Și când spunem, Doamne, vreau să te lăudăm, vrem să te lăudăm cu toată inima noastră, ne referim la tot interiorul nostru, la mintea noastră, la sentimentele noastre, la gura noastră, la ochii noștri, la gândirea noastră. Și nu ne referim la acel aparat circulator care are o jumătate de litru de sânge înăuntru, împărțit în patru camere, pompează sângele în om, nu? Haideți să vă spun câteva detalii. Spune că 28% din sânge care îl avem în trupul nostru, aproximativ 5 litri, depinde de mărimea noastră, mai mari sau mai mici, 23-28% inima pompează sângele la ficat, 24% la rinichi, 15% mușchii corpului, 14% merge la creier și abia 5% folosește inima, ca și acel organ, aparat circulator. Când inima e slăbită și nu mai pompează, se duce omul la cele veșnice. În această dimineață, dragilor, nu ne referim la acest organ musculos, ci ne referim, dragilor, la partea interioară a noastră. Și cuvântul în original pentru zidește în mine o inimă curată este cardia catarizo. Și vă spun ce înseamnă. Zidește în mine o inimă curată. Când noi rostim această rugăciune, când noi citim din cuvântul Domnului și spunem, Doamne, vrem o inimă curată, cardia catarizo în original înseamnă o inimă pură și doi, întreagă. O inimă limpede, o inimă neamestecată cu sistemul lumii acesteia, da? Și o inimă întreagă, nefracționată, neîmpărțită. Că Dumnezeu vrea toată inima noastră pentru El. Vrea inima noastră întreagă pentru El. Slăviți să fie Domnul! Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare și în urmă ne vom ruga Domnului. Amin. Thank you.
Binecuvântat să fie Dumnezeu în această dimineață. Haideți să ne amintim că în ziua de astăzi avem un har nou. O posibilitate de a mai sta înaintea lui Dumnezeu. Și putem să-L lăudăm. Putem să îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Putem să privim la noi, să ne vedem starea și să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu strigă la Israel. Ridică vocea Dumnezeu la Israel. Și spune în Isaia, capitolul 1, cu versetul 11, ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul. Parcă prea de multe ori credem că Dumnezeu este dependent de rugăciunile noastre. Este Dumnezeu dependent de venitul nostru la casa lui Dumnezeu. Este Dumnezeu dependent de cântările noastre. Parcă Dumnezeu are nevoie de ele. Parcă Dumnezeu este acela care, dacă noi nu venim, pierde El. Nu, spune Dumnezeul lui Israel. Auzi, Israel, bărbaților din Sodoma și Gomora. Și știți mai după aceea ce s-a întâmplat. Ce îmi trebuie mie? Mulțimea. Deci și multe au fost. Au fost și jertfe, și multe, și aduse înaintea lui Dumnezeu. Sunt sătul, spune Dumnezeu la un moment dat. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Dar cum, Doamne, nu-ți place? Nu Tu le-ai cerut în Vechiul Testament acolo că astea sunt jertfele care trebuie să le aducem într-un anumit fel? Ba da, dar poporul a uitat care era sensul acestor lucruri. Ne mai aducem aminte de ce venim noi la casa lui Dumnezeu? Care este scopul nostru a venirii lui Dumnezeu? Sau important este să aducem multe jertfe și să le aducem și grăsimea berbecilor și a vițeilor? Fără ca acel sentiment interior al unei inimi curate. Și acea dorință pe care a avut-o David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Acea conștiință care ne-o trezim de multe ori doar în casa lui Dumnezeu. Când ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu, când ne întâlnim cu realitatea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Grele cuvinte. Aspru este Dumnezeu și spune, nu am nevoie, nu mai aduceți darul de mâncare. Și o să vedem de ce se ceartă Dumnezeu cu poporul său. Pentru că sunt nefolositoare, versetul 13, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Vedeți unde greșește poporul lui Dumnezeu? Nu pot, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și El nu-și calcă sfințenia Lui doar pentru că noi suntem penticostali, doar pentru că noi suntem de o anumită religie, doar pentru că noi suntem cu cămașă sau fără, doar pentru că noi credem un lucru sau celălalt. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, cu sfințenia. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi, grele cuvinte. Însă sfințenia lui Dumnezeu rămâne pură. Așa cum se spunea, Dumnezeu vrea ca noi să avem o inimă pură. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Vai, ce grele cuvinte. Să vezi că vinaintea lui Dumnezeu, te rogi și El nu te ascultă. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Fraților, surorilor, haideți să ne tragem un semnal de alarmă în această dimineață. Nu cumva, probabil, exagerăm cu jertfele, exagerăm cu grăsimea berbecilor și cu, puneți dumneavoastră, haideți să aducem la momentul nostru cu cântările, cu rugăciunile, cu predicile, cu tot lucru, dar nu mai ținem cont că probabil unim de multe ori
ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nelegiuirea unită cu sfințenia, cu sărbătoarea. Pentru că sărbătoarea este atunci când este unită cu sfințenia. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu. Ne dă un îndemn. Ne dă o cale de ieșire în versetul 16. Și acesta aș vrea să fie motivul rugăciunii noastre în această dimineață. Pentru că este o cale de ieșire. Dumnezeu totdeauna parcă deschide o portiță și spune, auziți, este o cale de ieșire. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului și apărați pe văduvă. Nu amintește nimic de aduceți jertfe mai bune, aduceți jertfe mai rele, mai mari. Nu. Dumnezeu vrea o relație mai întâi pe orizontală între noi. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, luați faptele rele, învățați-vă să căutați dreptatea. Cu cine dreptatea? Cu semenii noștri. Ocrotiți pe cel asuprit. Cine este cel asuprit? Semenul nostru, da? Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Fraților, surorilor, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne spune că noi nu putem să facem ce vrem în timpul săptămânii, iar apoi într-o zi de sărbătoare, într-un moment de sărbătoare, să venim și să unim nelegiuirea cu sărbătoarea. De aceea noi știm că avem nevoie de Dumnezeu să ne curățească. Amen. Spală-ne, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Am vrea în această rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne spălăm în omul nostru interior. Iar apoi Dumnezeu va veni și va zidi în noi o inimă curată. Apoi, când nu mai este nimic înăuntru care să-L oprească pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune, puteți să vă rugați cât vreți, atâta timp cât rămânem în nelegiuire, El nu ne ascultă mai mult ca atât. Nu poate suferi lucrurile acestea pe care, din păcate, oamenii le fac. Fraților, surorilor, haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Nu ne plac lucrurile acestea să le auzim, nu-mi plac nici mie, sunt valabile și pentru mine. Dar înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să fim sfinți, nepătați. Doar cei sfinți, doar acei păcătoși curățiți, spălați, acei pocăiți, acei oameni care își vor recunoaște fără de legea și vor veni la crucea lui Hristos și vor cere ca Dumnezeu să-i spele prin sângele lui Iisus Hristos. Doar aceia vor fi împreună cu Hristos. Pentru că Hristos treaba Lui și-a făcut-o, a încheiat lucrarea pe pământ și a spus, acum s-a încheiat totul, mă duc să vă pregătesc un loc, dar cui? Celor ce vor crede în numele Lui Hristos și vor face ce a spus Hristos. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne spălăm și să ne curățim. Haideți să venim la Hristos ca să ne spălăm inima, sufletul. Hainele să fie curate, spune în alt loc. Să ne spălăm mintea, să ne spălăm gândirea, să nu mai urăm în inima noastră, în gândul nostru. Să nu mai fim mândri, să nu mai fim, haideți fiecare să ne punem slăbiciunea noastră înaintea lui Hristos, pentru că noi am venit să aducem astăzi jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și nu aș vrea ca Dumnezeu să-mi spună, sunt sătul de jertfa ta, sunt sătul de jertfa ta, sunt sătul de grăsimea vorbecilor, de rugăciuni, de cântare, de predică, de citire, sunt sătul de toate, pentru că nu este esența, adică viața trăită împreună cu Dumnezeu. Să închidem ochii noștri în această dimineață și să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte, să ne spele, să ne învrednicească de prezența Lui. Să nu ne obișnuim cu păcatul, să nu ne obișnuim cu o viață duplicitară, să spunem păcatului păcat, să spunem sfințenii sfințenie și să nu amestecăm lucrurile, altfel nu vom fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De aceea haideți să cerem acelui care a biruit pe cruce să ne spele în această dimineață, să ne curețe inima, gândul, sufletul și Dumnezeu să-și facă milă de noi. Amin. Isaia 1 cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării.
Slăvit să fie Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile. Și haideți să rămânem într-o atmosferă de închinare înainte lui Dumnezeu. Vom cânta o cântare, iar apoi fratele Ciurei ne va da un alt îndemn pentru o altă rugăciune. Amin. Thank you.
Binecuvântat să fie Dumnezeu în această dimineață. Amin. Lui îi datorăm toată gloria și toată cinstea în această dimineață și așa de frumos este să poți să vii într-o casă de rugăciune și să poți să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Așa de frumos este să-L simți pe Dumnezeu atunci când vii într-o casă de rugăciune. S-ar prea putea să vii într-o casă de rugăciune și să pleci de aici acum ai fi mai rău decât ai venit aici în casa lui Dumnezeu. Și faptul că poți să te bucuri în prezența lui Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în această dimineață a pus acest gând în mintea ta să fii într-o casă de rugăciune. Și așa de frumos este să poți să vii cu familia ta, cu copiii tăi, cu soția ta într-o biserică și să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Sunt mulți în vreme ca aceasta care își plâng copiii, care nu sunt prezenți în casa lui Dumnezeu. Sunt multe surori care își plâng bărbații care nu sunt în casa lui Dumnezeu. Și noi avem acest dar minunat în această dimineață că suntem într-o casă lui Dumnezeu și putem să-i spunem lui Dumnezeu că datorită Lui, datorită sângele care a curs la Golgota, suntem într-o casă de rugăciune. În această dimineață aș vrea să ne rugăm pentru cei care nu sunt mântuiți, pentru cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu sunt în locul acesta. Eu cred că pentru o vreme diavolul se luptă cu ei și cu tinerii noștri, cu copiii, și e îndepărtat de la casa lui Dumnezeu, dar eu cred că va veni un moment în care Dumnezeu îi va duce în casa lui Sa. Pentru o vreme, diavolul i-a trântit la pământ și așa de ușor este să cazi în extrema cealaltă. Așa de ușor este să guști din această lume și nu dintr-o dată o să cazi. O să guști odată, o să guști de două ori, de trei ori. Și după aceea o să-ți placă. Și o să-ți placă să trăiești în păcatul acela. Și pentru tine o să fie normal să nu fii în duminică la biserică, să nu fii joi la biserică, o să fie normal pentru tine, pentru că tu deja ai început să trăiești în păcatul ăla. Și diavolul atât este deșiret în care noi ne credem că suntem tari. Ne credem că dacă nu venim într-o duminică la biserică, spun, nu-i nimic, pentru că o să vin duminica aia la altă. Dar credeți-mă, atât de deșiret este diavolul când nu-ți dai seama că ai căzut jos. Și lucrurile o să-ți par normale. Dar noi vrem în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca El să se îndure de fiecare care nu este prezent în casa Sa. Să rugăm pe Dumnezeu ca El să-și umple înapoi biserica, Maranata, cu tinerii noștri care nu sunt în biserică, cu bătrânii noștri care frecventează mai rar biserica. Gândiți-vă și dumneavoastră dacă toți am fi ca și ceilalți care nu frecventează biserica, cum ar arăta biserica Maranata? Cum ar arăta această biserică fără oamenii care nu sunt prezenți la biserică? Însă Dumnezeu a murit pentru biserica Maranata, a murit pentru noi. Ce avea mai scump Dumnezeu a dat ca să vină în lumea noastră să moară pentru noi? L-a dat pe Fiul Său în lume ca să vină să ne răscumpără păcatul. Gândiți-vă fiecare dintre voi să dacă ar trebui să vă dați copilul dumneavoastră ca să moară pentru acel păcătos, cum ar fi? Numai dacă auzim de rău că s-a întâmplat ceva la școală cu copilul nostru, sărim sus și parcă nu mai vedem pe nimeni în față pentru că o atins pe cineva, pe cel care ne este drag. Însă Dumnezeu vine și spune a dat tot ce avea mai scump, l-a trimis pe Fiul în lume ca să vină pentru noi să moară pentru păcatul nostru. De multe ori mă gândesc ce a văzut Dumnezeu în dreptul meu. Așa de minunat că mi s-a dat de cunoscut ca să pot să-L cunosc. Ca să fiu în această dimineață în biserică. Dar eu cred că Dumnezeu are milă și în vreme ca aceasta pentru fiecare dintre noi. Amen. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 3:16, am dat citire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venind lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru că ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. În această dimineață vreau să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu și să aducem pe toți cei care nu sunt în biserică în această zi. Amen. Să aducem prietenii noștri, pe cei care cunoaștem, care nu sunt, care n-au luat un legământ cu Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu ca El să mai privească cu milă în dreptul lor. Trăim har, trăim har pe pământ, trăim har de pace. Avem tot ce ne trebuie. A plătit El prețul nostru, păcatul nostru. Nouă nu ne stă nimic în față, ne stă doar ca să venim înaintea Lui și să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut El. Ceea ce a făcut la Golgota pentru noi, a plătit cu sângele scump. Ca în această dimineață tu să fii prezent într-o casă de rugăciune. Haideți să ne rugăm și pentru cei care nu sunt, să rugăm pe Dumnezeu ca El să-și reverse mila în dreptul lor. Să rugăm pe Dumnezeu ca să-și umple casa sa de rugăciune cu toți cei care nu sunt prezenți. Să rugăm pentru părinții noștri care nu sunt încă cu Dumnezeu. Să ne rugăm pentru prietenii noștri. Să rugăm pentru cei care sunt la locul de muncă ca Dumnezeu să se oprească și în dreptul inimii lor. Și eu cred că dacă mă veni sincer înainte lui Dumnezeu, este un Dumnezeu care ne ascultă în această dimineață. Amin. Yeah.
ne așezăm. Apoi vom lăuda pe Dumnezeu cu orchestra, cu o cântare. Sora Deborah, o cântare, și în urmă iarăși orchestra. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă spun câteva cuvinte din acest Psalm 51, care este motul bisericii noastre pentru 2024. Dragilor, biserica, sau când venim la biserică, este locul unde ne analizăm viața noastră spirituală. Pentru că în biserică ne întâlnim cu perfecțiunea cuvântului lui Dumnezeu. Și ce bine și frumos este că avem cuvântul lui Dumnezeu infailibil, care este ghidul nostru, după care ne orientăm în viață, după care ne analizăm viața noastră. Psalmul 27, versetul 8. Cea mai mare dorință a lui David, și sper să fie și a noastră, inima, cât despre inimă vorbim, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Amin. Dragilor, cea mai mare dorință a lui David este, sau era, că s-a dus la cele veșnice, să-L vadă pe Dumnezeu. Unde poate fi văzut Dumnezeu? În locul sfânt, unde se coboară în mijlocul laudelor sale. Spune Psalmul 63, versetul 1, testul unei inimi curate, unei inimi pure, unei inimi întregi, testul tinere, care vii la biserică și noi am fost tineri. Și veniam la biserică și gândul nostru era la McDonald's și la fotbalul care îl vom face după. Dar totuși la biserică, de când în când, cântarea, mesajul cântării, mesajul cuvântului Dumnezeu te trezește. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine te caut, spune David. Ascultă-mă, testul că inima ta e pură, e curată. Inima îmi însetează, dar îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, arde înseamnă tânjește. Într-o lume murdară și nenorocită, într-o clasă, într-o școală nenorocită și murdară, într-un pământ uscat și fără apă, spune Psalmul 42, versetul 1, cum psalma lui Core, și versetul 2, să-l citim, cum dorește un cerb izvoarele de apă. A? Biserica, cuvântul lui Dumnezeu din biserică, biserica e locul unde ne analizăm starea noastră spirituală. Și întrebarea este aceasta, dorește sufletul tău, le dorește pe Dumnezeu, așa cum spune acolo psalmul, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Și versetul 2, sufletul meu însetează, ce frumos cuvânt, nu e adormit, nu e amorțit, arde, însetează după Dumnezeul cel viu. Și auzi ce zice Core, când mă voi duce și abia aștept să vină duminica, abia aștept să vină părtășia, repetiția de vineri seara, să mă pot întâlni cu frații mei în prezența lui Dumnezeu. Ăsta e testul? Ăsta e testul că inima noastră este sănătoasă. Deci, lor, inima curată, spune Matei capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Deci o inimă curată este, în primul rând, dragilor, o inimă sinceră. Auzi? Spune 1 Ioan capitolul 1, de la versetul 7 la versetul 9, adică o inimă sinceră, când venim la casa Domnului și suntem sinceri, în primul rând noi recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. 1 Ioan 1, versetul 7, de la 7. Adică depindem de frumusețea lui Dumnezeu, noi recunoaștem că fără El... Versetul acesta este extrem de important și de frumos pentru mine. Nu știu dacă reușește să pătrundă în inima voastră. Dacă umblăm în lumină, auzi?
Ăștia sunt pocăiții, ăștia sunt credincioșii. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și spune partea a doua, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Și aici se naște întrebarea mea. Doamne, dacă noi umblăm în lumină, da, înseamnă că suntem ok. Dacă noi umblăm în lumină și avem părtășie unii cu alții, de ce mai avem nevoie de sângele Tău? Dar deja umblu în lumină. De ce mai am nevoie de curățarea Ta, de spălarea Ta? Pentru că, fraților, când L-am cunoscut pe Hristos, Hristos a spălat păcatele noastre. Din acel moment, tot trecutul nostru a fost spălat. Însă, în viața noastră zilnică, mai șchiopătăm. În viața noastră zilnică ne mai murdărim. Biblia spune, umblăm în lumină, da, suntem pocăiți, ne însetează sufletul nostru după Dumnezeu, dar avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos care să ne curățească, slăvit să fie Domnul. Și ascultă-mă, o inimă curată înseamnă o inimă sinceră. Recunoaște asta. Recunoaște asta. Recunoaște că depindem, recunoaștem fiecare dintre noi că depindem de frumusețea sângelui lui Iisus Hristos. O inimă sinceră, spuneam că este o inimă întreagă, dedicată lui Dumnezeu. Și întrebarea care se naște și se spune la timpul de rugăciune, noi alergăm de luni până sâmbătă și duminică vinim la casa Domnului și bine facem. Dar cum e inima noastră? Durante la setimană, în fiecare zi, de dimineață și până seara, inima noastră este predată în totalitate lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 8, are un cuvânt de mustrare, Iacov, pentru, în epistola sa, pentru că din și din vremea lui, spune așa, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor și spune, curățați-vă inima, oameni cu inima. Am spus că o inimă sinceră, o inimă curată este o inimă sinceră și că trebuie să recunoaștem că avem derapajele noastre spirituale. Avem uneori gândurile noastre care nu sunt întru totul îndreptate spre Dumnezeu. Avem acțiunile noastre pământești, avem alergarea noastră și câteodată și inima noastră se împarte. Doamne, spală-ne! Curățește-ne presăgea Tău. De aceea vrei la biserică să ne recunoaștem înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, vrem să-ți dăm inima Ție în totalitate, dar din când în când, când mai facem câte ceva, noi umblăm în lumină, dar totuși avem nevoie de sângele Tău care să ne curățească. De aceea, dragilor, aș vrea să vă încurajez în această dimineață. Când se întâmplă câte un derapaj în viața noastră, în mintea noastră, în gândirea noastră, în inima noastră, cu mâinile noastre, cu picioarele noastre care merg unde nu trebuie mers. Când se întâmplă câte ceva, gândiți-vă la acest cuvânt. Iisus Hristos este Tatăl nostru, e Dumnezeul nostru, e Regele nostru și El ne curățește de orice păcat, slăvit să fie El. Amin. Astfel, cum te poți apropia de El? Cum poți să stai înaintea unui cuvânt sfânt? Nicio șansă. O inimă curată este o inimă sinceră. O inimă curată este o inimă neîmpărțită. O inimă curată este o inimă mulțumitoare. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dat în viață. Amin. Amin. Să slujim Domnului prin cântare, așa cum am amintit.
viața mea. Când te-ai plecat la mine în țărână, m-am văluit iubirea ta și dragostea-ți mă cuprindea, cât ți-am simțit că te-a costat și vina. Fie numele Domnului și în această dimineață. Amen. Pentru că suntem împreună înaintea prezenței Lui, slăvit să fie numele Domnului. Glorie. Este un loc unde savurăm acea fărămitură de bucurie pe care nădăjduim că o vom sărbători în cer. Aleluia. Cu siguranță aici, pe pământul acesta și atunci când venim la biserică, simțim acea bucurie
acea părtășie împreună cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu Duhul Său cel Sfânt. Dar avem și necazuri. Avem și probleme, mai vărsăm și o lacrimă. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că și acolo, dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, durerea, necazul, problemele, greutățile, lacrimile nu vor mai fi. Nu va mai trebui să ne rugăm. Vom cânta înaintea lui Dumnezeu și ne vom bucura o veșnicie împreună cu El, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Dar în această dimineață aș dori să fim plini de bucurie căci avem harul acesta de a sta în prezența Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. El ne-a dat această oportunitate, această posibilitate să pot să vin înaintea Lui și să simți acea alinare care numai El o poate da, slăvit să fie numele Lui. Amen. Nimeni și nimic în lumea aceasta nu poate să-ți dea acea liniște sufletească pe care ți-o dă prezența lui Dumnezeu, pe care ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu, pe care ți-o dă părtășia împreună unii cu alții, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Aș dori ca să citesc câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu pe care mi le-a pus Dumnezeu în această dimineață pe inimă și aș dori să vă ridicați în picioare pentru câteva secunde. Cuvântul lui Dumnezeu se găsește scris în Psalmul 15, care îl voi citi cu întregime. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în felul următor: Doamne, cine va locui în corpul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenelui său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de desprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Amen. Aș dori să reocupați locurile. Frați și surori, viața noastră este plină de întrebări. În fiecare zi, în fiecare clipă, mintea noastră este bombardată de tot felul de întrebări. Unii pe care ne pun alții, ne pun cei din jurul nostru și te întreabă ce ai făcut, ce vrei să faci, unde ai fost, unde vei merge, tot felul de întrebări pe care ni le pun oamenii. Altele întrebări care se nasc în mintea noastră și în inima noastră: ce să fac, unde să mă duc, ce să mănânc, ce să beau, și suntem bombardați în fiecare clipă de tot felul de întrebări pe care se nasc în mintea noastră. Și dacă ne-am vedea creierul nostru pe un ecran, am vedea tot felul de semne de întrebări pe care ni le punem în inima noastră și în mintea noastră. Dar dintre toate întrebările pe care ni le punem, care este cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi? Care este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem fiecare personal? Având în vedere că în fața noastră stă eternitatea, având în vedere că în fața noastră stă veșnicia noastră, frați și surori, întrebarea cea mai importantă pe care ar trebui să ne punem este următoarea: cine o să fie o veșnicie cu Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cine o să fie cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos, în bucuria eternă, în bucuria aceea veșnică pe care ne-a promis-o Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a dus să ne-o pregătească, slăvit să fie numele Lui? Amen. Cine o să stea acolo la masă cu Dumnezeu? Oare ne mai punem noi această întrebare din când în când?
Când atunci când îți pui această întrebare, Doamne, cine va fi cu tine la masă, îți cercetezi viața ta ca să vezi dacă ești după voia Lui. Psalmistul David spune, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt, Doamne? Aș vrea să știu lucrul acesta. Înainte ca să spun aceste cuvinte, David, în Psalmul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu că David se uită în jurul lui la popor și constată că nu, că poporul este dezinteresat de Dumnezeu. Constată că poporul nu-l mai interesează de Dumnezeu, că fiecare face ce vrea, că oamenii în loc să facă bine, le fac răul. Ba unii spun că nu mai există Dumnezeu, că n-au nevoie de Dumnezeu. Și spune David la un moment dat, Doamne, este o lume rea în care trăiesc. O lume foarte grea. Oamenii sunt tot mai răi din zi în zi ce trece. Și eu trăiesc în mijlocul acestui popor, trăiesc în mijlocul acestei lumi. Și își pune această întrebare, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine poate să locuiască pe muntele Tău cel sfânt? Haideți să ne punem și noi această întrebare. Și Dumnezeu are răspuns la fiecare întrebare, să vi se fie numele. Are răspuns pentru fiecare suflet, pentru tânăr, pentru cel mai în vârstă, pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are un răspuns. Important este să fii interesat de El. Important este să fii aproape de El. Important este să-L cauți pe El, slăvit să fie numele Lui. Amen. În pasajul acesta pe care l-am citit, se nasc două întrebări. Trei condiții pe care ni le cere Dumnezeu și trei calități pe care ni le cere dacă vrem ca să stăm la masă împreună cu El. Dacă vrem să moștenim împărăția cerului împreună cu El, dacă vrem să fim o veșnicie împreună cu El, aș vrea să vă întreb în această dimineață, vreți să fiți o veșnicie împreună cu Dumnezeu? Amen. Vreți să stați la masă cu El? Vreți să-L vedeți pe Dumnezeu față în față, așa cum este El, acela care a creat pe noi cu mâna Lui. A creat toate lucrurile la cuvântul Lui, ceea ce vedem, și sunt anumite lucruri pe care nu le putem vedea în ziua de astăzi cu ochiul nostru de carne. Dar în ziua aceea îl vom vedea așa cum este El, slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei lucrul acesta, Dumnezeu ne cere în această dimineață să îndeplinim niște condiții și să avem niște calități ca să putem să ajungem acolo. Slăvit să fie numele Domnului. Și uitați-vă, după ce pune psalmistul David aceste două întrebări, răspunde Dumnezeu prin cuvântul Său. Cel ce umblă în neprihănire. Aleluia, Doamne, ajută. Vrei să locuiești o veșnicie cu Dumnezeu? Vrei să stai la masă cu Avraam, Isaac, Iacob, cu bunicii tăi, cu străbunicii tăi, aceia care s-au jertfit pentru Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru Iisus Hristos? Spune Dumnezeu, omul acela, persoana aceea care vrea să ajungă aici împreună cu mine, prima condiție este să umble în neprihănire, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Cel ce umblă în neprihănire. Cuvântul neprihănit are două semnificații. Pe plan juridic este vorba despre o persoană care a fost condamnată la închisoare, să spunem, și a venit cineva
și a plătit pentru el și l-a scos din sentința lui. L-a răscumpărat. Și apoi un alt semnificat are spiritual, în care spune că este un om pur, un om imaculat, un om sincer, nepătat. Un om, aceasta înseamnă să fii un om neprihănit. Un om nepătat, un om pur. Oare putem să fim așa? Dumnezeu în cuvântul Scripturii ne spune că niciun om nu poate ajunge la Dumnezeu prin forțele lui proprii. Unicul mod de a ajunge la Dumnezeu este, știți care? Prin jertfa lui Iisus Hristos. Amen. Dar aceasta nu înseamnă că noi facem ceea ce vrem. Aceasta nu înseamnă că umblăm unde vrem. Aceasta nu înseamnă că ne comportăm cum vrem noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul neprihănit înseamnă un om curat, un om pur, un om care are grijă să nu-și păteze hainele. Aceasta nu înseamnă că nu mai cade câteodată. Aceasta nu înseamnă că nu mai greșește, pentru că de aceea v-am spus, frați și surori, căci spune cuvântul lui Dumnezeu, căci numai prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, pentru că El a fost singurul care a fost pur, care n-a păcătuit, care n-a greșit niciodată. Aleluia, slavă ție, Doamne. Dar trebuie să ne dăm toate silințele ca să fim niște oameni neprihăniți, oameni puri, oameni devotați lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Dacă vrei să ajungi în Canaanul Ceresc, în împărăția lui Dumnezeu, să trăiești o veșnicie cu El, prima condiție este să fii un om neprihănit. Să fii un om pur. Să fii un om integru. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Cel ce umblă în neprihănire, a doua condiție, cel ce face voia lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți, spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce umblă și cel ce face. Poți să spui despre tine că ești un om neprihănit. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această dimineață să umblăm în neprihănire. Doamne. Să umblăm în neprihănire în fiecare zi. Nu numai duminică, că suntem la biserică, că suntem toți neprihăniți. Nimeni dintre noi. Dar oare ești neprihănit în societate? Ești neprihănit, ești pur. La școală, la locul tău de muncă, acasă, în familie. Aș dori să ne cercetăm și dacă mai sunt lucruri, și sunt sigur că sunt lucruri care avem, de care să ne fie rușine. Să-i spunem lui Iisus Hristos, Doamne, eu vreau să moștenesc împărăția. Orice s-ar întâmpla, Doamne, este adevărat, trăiesc în această societate murdară. Dar îmi doresc atât de mult ca într-o zi, când va veni sfârșitul acestei lumi sau când vei apărea pe norii cerului, să audă acea voce, vino, rob bun și credincios. Aleluia, slavă ție. Aceasta este dorința noastră, frați și surori, de aceea venim în locul acesta.
că vrem să stăm cu El, să vi se vie numele Lui, că ne-e dor de El, ne-e dor de veșnicia Lui, ne-e dor ca într-o zi să transforme trupul acesta, firea aceasta care trage numai spre rău, care trage numai spre păcat, să o transforme în trupuri noi, trupuri de slavă și să ne ducă acasă. Noi nu-i suntem din lumea aceasta. Dar diavolul încearcă să acapareze tot mai mulți. Tineri, bătrâni, frați, surori, pastori, prezbiteri, oameni care sunt pus înalt în casa lui Dumnezeu. Pentru că știe că nu mai este mult, frați și surori. Nu mai este mult. De aceea aș dori să ne analizăm viața noastră. Cel ce umblă în neprihănire și cel ce face voia lui Dumnezeu. Și aș dori ca să vedem care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, frați și surori. Care este acea voie pe care o cere Dumnezeu, pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu, în care trebuie să umblăm în fiecare zi. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3 la versetul 7, aș dori să dau citire la aceste versete. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie în vicleșug și cu dreptate și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurățire și la sfințenie, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Domnul ne dorește ca să ne sfințim. Ne dorește ca să ne apropiem tot mai mult de El. Și să trăim tot mai mult cu El, slăvit să fie numele Lui. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în voia Lui. Dacă vrei ca să moștenești împărăția lui Dumnezeu, să stai la masă cu El, să fii pe muntele Lui cel Sfânt, trebuie să umbli în neprihănire, să faci voia Lui. Și a treia condiție pe care ne cere Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Și spune adevărul din inimă. M-am uitat în traducerea în italiană, spune e dice la verità come ha nel cuore. Place mai mult. Spune adevărul cum îl are în inimă. Oare ai adevărul în inima ta? Oare locuiești adevărul în inima ta? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce avem în inima noastră, aceea dăm afară. Frați și surori, dacă ne ațelați țelul, care este și al meu, să ajungem la masă cu Dumnezeu în împărăția Lui, trebuie de neapărată trebuință ca adevărul să locuiască pe deplin în inimile noastre și cei din jur să vadă adevărul, celor din jur să vorbim despre acest adevăr și binecuvântat să fie numele Domnului. Amen. Apoi trecem mai departe, pentru că timpul se duce, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci după ce am văzut care sunt condițiile și standardele pe care trebuie să le ajungem înaintea lui Dumnezeu ca să putem să moștenim viața veșnică, să putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să stăm la masă cu El. Acela care dorește lucrul acesta trebuie să aibă și niște calități pe care ni le cere Dumnezeu.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, acela care vrea să ajungă acolo, care va sta la masă cu Dumnezeu, acela care va avea această onoare de a vedea splendoarea lui Dumnezeu, acela care avea harul acesta de a sta în față în față cu Creatorul, spune cuvântul lui Dumnezeu, acela nu clevetește cu limba lui. Acela nu clevetește cu limba lui. A cleveti, poate tinerii nu știu ce înseamnă lucrul acesta. A cleveti înseamnă a bărfi, adică a vorbi de rău pe cineva. A vorbi de rău de colegul de școală, colegul de muncă, pe fratele tău, pe soția ta. Și sunt atâția și atâția lucruri. A ponegri, a vorbi de rău cu scop de a defăima, de a distruge sau de a te înălța pe tine mai sus decât alții. Aceasta înseamnă clevetire. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, dacă vrei să ajungi acolo, aceste lucruri n-ar trebui să existe în convorbirile voastre, atât tineri cât și cei mai în vârstă. N-ar trebui să existe în viața voastră dacă vrei să ajungi acolo. Și aș vrea să-ți pui întrebarea și să-i răspunzi lui Dumnezeu. Oare cum stau la capitolul acesta? Oare cum stau la calitatea aceasta pe care o cere Dumnezeu atunci când mă găsesc într-un grup, fie tânăr sau mai în vârstă, și când stăm de vorbă unul cu celălalt? Care sunt vorbele acelea pe care le vorbim între noi? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să vorbim cu cântări de laudă, cu psalmi, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta nu înseamnă că numai aceste. Poți să vorbești despre ceea ce, ce ai făcut, cum ești, cum te simți. Dar cuvântul ne spune ca nu cumva să ne permite ca să vorbim de rău pe cineva, cu scopul de a-L distruge. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în privința aceasta, frate. Este un păcat în care toată lumea este cufundată în el. Și mai mult decât atât, a intrat și în biserici și oamenii încep să vorbească rău unul de celălalt. Și nu ne dăm seama că ne pierdem veșnicia pentru niște vorbe care nu sunt adevărate. Pentru niște vorbe care poate vrem să ne ridicăm pe noi mai sus decât celălalt, ca să ne arătăm cine suntem noi. Oare se merită ca să-ți pierzi veșnicia pentru lucrul acesta? Care sunt vorbele între voi atunci când vă adunați la o cafea, atunci când vă adunați la niște semințe să mâncați împreună? Frați și surori, este un cuvânt greu, dar este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vreți să moștenim împreună împărăția lui Dumnezeu, haideți să ne punem această întrebare. Și dacă sunt lucruri de reparat, să cerem lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de lucrul acesta, Doamne. Eliberează-mă Tu, Doamne, dacă mă iei gura pe dinainte și spun lucruri care nu sunt adevărate, spun lucruri care nu sunt ziditoare și mai mult decât atât, defăimătoare. Și Dumnezeu este acela care poate să facă. Amin. Binecuvântat să fie. Slavă. Mi se pare un păcat mic, dar este atât de mare. Confundă atâta oameni și atâtea creștini acolo în beznă. Și Dumnezeu să ne elibereze de lucrul acesta. Acela nu clevetește cu limba lui și nu face a doua calitate pe care are omul acela care va moșteni împărăția lui Dumnezeu, este că nu face rău semenului său. Nu face rău semenului său. Nu face rău aproapelui său. Și aș dori să vă spun că și la lucrul acesta suntem foarte bravi.
ca să nu facem rău cuiva. Stăm atenți. Așa-i? Așa-i, fraților. Amen. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Nu face rău semenului său, adică încercăm să ne ferim. Dar am stat și m-am gândit în pilda cu samaritianul milos. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci un om a căzut și a fost tâlhărit, a fost bătut, a fost chinuit. A trecut preotul și a trecut și levitul. S-a uitat la el și a spus, săracul el. Nu i-au făcut niciun rău, dar n-au făcut nici bine. Și cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, ne spune în Iacov, capitolul 4, cu versetul 17. Fiți atenți! Este bine că te ferești ca să nu faci răul. Este foarte bine! Dar uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 17. Deci cine știe să facă binele și nu-l îl face, ce se întâmplă? Săvârșește un păcat. Și Dumnezeu să ne ajute. Să ne ferim să facem răul, dar în același timp să facem binele. Slăviți să fie numele Domnului. Amen. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său. Și a treia calitate pe care o are omul acesta, pe care ar trebui să o am eu și tu, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Și în traducerea ebraică spune așa, nu acceptă un dispreț asupra aproapelui său, nu acceptă ca aproapele său să fie disprețuit. Nu acceptă ca fratele său să fie disprețuit. Nu acceptă ca fratele său să fie vorbit de rău. Nu numai că nu vorbește despre el de rău, nici nu acceptă lucrul acesta. Omul acesta evită să mai frecventeze astfel de întruniri, unde unul vorbește despre celălalt. Se retrage și spune, eu nu mai vreau să mă duc acolo. Eu nu mai vreau să stau cu colegii aceia care vorbesc astăzi despre colega care nu este aici în mijlocul nostru astăzi și mâine vorbesc pe cealaltă și poi mâine pe cealaltă. Tânărul acesta știe că el are o relație cu Dumnezeu. El știe că el vrea să ajungă să stea la masă cu Dumnezeu. El știe că vrea să ajungă în veșnicia lui Dumnezeu. Și nu vrea să și-o piardă pentru lucruri de nimic din lumea aceasta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amen. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să îndeplinim aceste condiții pe care ni le cere Dumnezeu, frați și surori. Vrei să ajungi să moștenești împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Dacă vrei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, umblă în neprihănire, fă voia lui Dumnezeu și spune adevărul pe care l-ai în inimă. Apoi, fii atent, nu cleveti cu limba ta, nu vorbi de rău pe semenul tău, pe fratele tău, pe colegul tău de muncă. Nu face rău și nu aruncă o cara asupra aproapelui tău. Spune versetul 4, el privește cu dispreț ce este vrednic de disprețuit. Nu se compromite. Nu acceptă păcatul. Păcatul îi spune păcat. Dar cinstește pe Domnul. Slăviți să fie numele Domnului.
El nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în pagubă lui. El nu-și dă banii cu dobândă, nu ia mită împotriva celui nevinovat, adică nu încearcă ca să plătească pe cineva, ca să-l condamne pe acela care este nevinovat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce se poartă așa, nu se clatina niciodată. Aceasta nu înseamnă că nu vin baluri, furtuni, probleme peste omul acesta. Aceasta nu înseamnă că nu vin greutăți. Aceasta nu înseamnă că nu vin încercări. Aceasta nu înseamnă că nu trece și el prin această vale a plângerii și are tot felul de ispite. Dar dacă rămâi neprihănit înaintea lui Dumnezeu, dacă încerci să faci tot posibilul ca să rămâi pur, dacă încerci să faci tot posibilul să rămâi imaculat, spune cuvântul lui Dumnezeu, orice ar veni peste ființa aceea, peste sufletul acela, peste familia aceea, peste biserica aceea, ea rămâne în picioare înaintea lui Dumnezeu, să vi se fie numele Domnului. Aș dori să rămân la aceste cuvinte. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Și înaintea lui Dumnezeu nu ne putem da drept alții, pentru că fiecare ne știm gândurile noastre, umblarea noastră. Știm ceea ce vorbim atunci când nu ne vede numai El. Știm ceea ce facem atunci când ne vede numai El. Și de aceea aș dori în această rugăciune să venim înaintea Lui și să ne deschidem inimile așa cum se deschide o carte. Și să zicem, Doamne, iată-mă, acesta sunt eu. Dar așa cum sunt, îmi doresc din toată inima mea să ajung să stau în împărăția Ta împreună cu Tine. De aceea Te rog, Doamne, dacă este ceva care nu este potrivit voii Tale, Doamne, Te rog, curățește gândul meu, curățește mintea mea, curățește viața mea, curățește biserica din locul acesta, frații, surorile. Și ajută-ne să fim neprihăniți, așa cum ne ceri Tu. Căci numai astfel vom putea să ajungem acolo. Ne plecăm capetele noastre și intrăm în această rugăciune. Amin. Dar așa că suntem în picioare, ne închinăm și cu dorința noastră de bunăvoie. Mi-e așa de dor, Iisuse, după Tine. E o cântare mai lentă, așa, dar are un mesaj frumos. Yeah.
haideți să ne reașezăm. Mulțumim, Domnule, pentru dimineața aceasta. Avem această onoare, cinste, har, cum se spune de multe ori la timpul de rugăciune. Dar la Dumnezeu să ne întâlnim împreună. Mă sunase pastorul Serghei din Cernăuz, din Ucraina și îmi spunea că zice, frate Daniel, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru colecta care ne-ați făcut-o. Și apoi povestea puțin probleme care le au ei.